Nu m-am dat cu o cremă hidratantă pentru pori. Vin direct din duș, de-aia strălucesc. Gogul, ai două benzi. Mă rog, s-a băgat un bău în fața mea. Despre ce era vorba? Da, despre pandemia lui pește era vorba. Precum știți, eu mă uit mai mult pe știrile de afară decât pe știrile noastre, pentru că știrile noastre sunt fie proaste, fie plătite, fie irresponsabile. Și știți ce am găsit? Am găsit pe CNBC. CNBC, care e un site totuși mai respectabil decât adevărul.ro, mă gândesc. Declarația unui tip, Andrew nu știu cum, care e președintele Oxford Vaccine, care a făcut vaccinul AstraZeneca. L-au chemat în fața Parlamentului Britanic să povestească una alta. Știți, acolo politicienii, niște proști, adică cer părerea savanților din domeniul medical, nu părerea lui Câțu sau lui Nelu Tătaru sau la Ioana Trista asta, cum o cheamă, de la Sănătate. Și acel băiat, care este și cercetător, nu doar manager, nu e CEO, e un doctor faimos, un savant cunoscut, whatever, a declarat cu cuvintele lui că nu se mai poate pune problema de obținerea unei imunități de turmă, de masă. Și a explicat. A explicat până la când a făcut o comparație, că probabil se uitau aia ca curca în lemne, și a zis că COVID-19 nu este rujeolă. Să vaccinezi populația, 90-95%, și el nu se mai atinge de persoanele vaccinate și dispare. Virusul ăsta, mai ales varianta Delta, se atinge de persoanele vaccinate. Le contaminează în continuare, care fie se îmbolnăvesc forme ușoare, ce-i drept, dacă au fost vaccinate, fie dau la alții. Și el a sugerat Parlamentului Britanic să renunțe la ipoteza vaccinării ca principală metodă de obținere a imunității de masă. Și a zis-o de vreo 3 ori în tot speech-ul ăla, în 5 feluri, cu comparații, să înțeleagă și proștii și bătrânii. Nu inventez nimic. Știrea, pe urmă, am găsit-o și pe Hot News. Că asta s-a întâmplat marți. Marți s-a întâmplat povestea asta. Hot News, dacă nu mă înșel, a publicat-o ieri. Ah, da, ieri, că așa mi-am adus aminte de poveste. Și nu vă mai zic. Deci, vă rog să nu mă podcastul ăsta ca pe un mesaj antivaccinare sau provaccinare sau... Deciziile medicale privind viața fiecăruia trebuie luate de fiecare. Singura mea chestie, singurul lucru care mă interesează pe mine, de tot pomenesc de subiectul ăsta, este că urăsc să-mi fie încălcate drepturile civile sub pretexte false, adică încalcăm drepturile civile și libertățile dacă faci ceva bun. Nu ca să furi, să faci niște lei, și nu ca să-ți întărești controlul politic. Pe alea nu le vreau. Repet, am mai zis, o mai zic, că văd că se mai găsește câte unul să-mi zică că am un plan. Am pizda, mă, n-am niciun plan. N-aș avea nicio problemă dacă la comitetul nostru de vaccinare, de combaterea pandemiei, de ce-o fi, ar fi niște medici cum e băiatul ăsta de la Oxford Vaccine. Niște savanți, frate, niște tip cu o reputație ireproșabilă. Nu papagal de partid, țuțări în uniformă, tot felul de spanaci care până să le vină partidul la putere erau nimeni cu fes, știi, și se încălțau cu șapcă. Problema mea asta e. Când văd securiști, hoți sau proști care decid arbitrar, fără argumente, fără nimic, niște măsuri în ceea ce privește viața și libertățile mele. Asta mă deranjează foarte tare. Iar și acum, deci las asta doar ca idee. Deci eu sunt, dacă vreți, luați-mă ca pe o resursă de știri comentate. Și atât. Anglia se pregătește să renunțe la strategia privind vaccinarea masivă pentru că nu funcționează. Pentru că Delta se suprapune pe persoanele vaccinate, mă rog, le infectează și pe ele. În diverse situații va provoca noi mutații, și ea vorbesc de noi mutații. Și probabil că Anglia, dacă e să mă întreb pe mine, se va concentra pe identificarea celor mai bune tratamente. Adică englezii, mai pe scurt, se pregătesc să trăiască cu boala asta, nu să mai ia măsuri speciale, să o trateze ca pe una din bolile care bântuie planeta și să o vindece. Asta vor ei, asta au de gând să facă. Așa cred eu, pentru că domnul de la Oxford Vaccine n-a zis toate lucrurile astea. A zis doar că nu se mai poate obține imunitatea de masă prin vaccinare și că strategia care pune înainte de tot vaccinarea masivă
nu va da rezultat. Și gata. Acum fiecare înțelege ceva, se pregătește cum vrea, mental sau fizic sau psihic. Important mi se pare mie să vă vaccinați în funcție de interesele personale, nu pentru că a zis un bou sau nu, inclusiv eu, și doi, să nu vă mai lăsați prostiți de papagalii noștri care fac lucruri doar ca să facă bani. Adică să vă puneți întrebarea de ce. Ori de câte ori un bou zice să faci ceva, un bou politic, să te întrebi de ce. Și să acționezi după aceea. Pace tuturor!